cum se duce după Elena Udrea? Ce să se ducă? Hai, mă, bine, să se ducă! Așa! Venite din București și Dolci, rudele suspecților s-au revoltat când și-au văzut apropiații în cătușe, conduși la poliția județeană Argeș, unde vor sta 24 de ore, urmând să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile. Acuzații aveau o rețea bine organizată care a reușit să dea lovituri în Olanda și Franța prin înșelăciuni la bursa de valori cu ajutorul unor firme fictive. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat 20 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire într-un grup infracțional și înșelăciune. În dosarul penal în care s-au efectuat perchezițiile, prejudiciul estimat până la această oră se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Românii au reușit să înșele bursa de valori după ce au gândit un plan ce părea infailibil. Au creat firme fictive cu nume asemănătoare unor societăți de transport deja consacrate. Apoi au licitat la bursă și au obținut mărfuri diferite, de la aluminiu până la cafea sau lubrifianți auto. Odată obținut contractul, circulau cu tiruri cu numere false, luau bunurile din Olanda sau Franța și nu mai plăteau pentru ele niciodată. Le valorificau apoi în altă parte, la prețuri mai mici. Numai aluminiul furat a avut o valoare de 600.000 de euro, iar la percheziții, polițiștii au ridicat bunuri de 58.000 de euro. 11 din cele 18 persoane duse la audieri au plecat încătușate. Ce probe vi se pare că aduc polițiștii deocamdată? Nu știm la acest moment, nu ni s-au prezentat. Vom vedea mâine. Păi majoritatea și-au exprimat dreptul la atacere. Este vorba de infracțiune de înșelăciune pentru clientul meu. Toți cei 11 au fost duși în arestul IPJ Argeș, iar ancheta polițiștilor și procurorilor argeșeni în acest caz continuă. Suspecții vor ajunge în fața judecătorilor, care vor decide dacă se impune sau nu arestarea lor preventivă.